Nu vorbim despre eroi pentru că fugim de lume, pentru că lumea este prea urâtă și vrem să ne o colorăm cu figuri mitice. Nu. Vorbim despre eroi ca să ne pregătim pentru lume. Mergem la filme cu eroi în zilele noastre, pentru că filmul în mare parte a înlocuit sau a devenit genul de narațiune predominant. Mergem la filme nu pentru că vrem să mai fugim și noi în weekend de această viață plină de griji. De multe ori facem asta, credem că facem asta. Dar de fapt, cu mergem la filme, ne încărcăm cu narațiune. Adică, ne încărcăm cu, luăm aminte de existența răului, că răul de fapt se întâmplă, că provocările se întâmplă, că ne pot lovi, groaza ne poate cuprinde, ne poate cuprinde pentru că ne vedem limitați în fața interacțiunii cu această formă de rău, dar mai învățăm ceva. Învățăm că, că răul poate fi înfruntat, că putem avea sorți de izbândă. Și ne întoarcem montați de la film. Am văzut un film bun în seara aceasta, dar nu e vorba despre destindere. Este vorba de fapt despre o narațiune. Ne așezăm la foc și ne spunem povești. Acum nu ne mai așezăm la foc, ne așezăm în fața ecranului și privim povești. Dar acestea sunt miturile noastre contemporane care rezistă în timp și de care avem în continuare foarte multă nevoie. Dragilor, astăzi alături de noi este un prieten drag, Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor, și vom vorbi despre mituri, despre felul în care miturile impactează viața omului modern. Ce este o mitologie care funcționează corect, de exemplu? Sau care sunt funcțiile sale? Putem noi astăzi să trăim în conformitate cu miturile? Cum se raportează omul modern, omul contemporan, la mituri? Vorbim despre ultima carte, noutate editorială a lui Joseph Campbell, Miturile care ne învață să trăim, o carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald. Și pornim discuția noastră chiar de la aceste întrebări. În ziua de astăzi, omul modern, omul contemporan, are nevoie de puțină mitologie, are nevoie de mituri? Și cum se raportează el la mituri? Cum îl ajută până la urmă miturile să trăiască mai bine? Vă mulțumesc în primul rând, Sorin, că m-ai invitat să vorbim despre această carte. Mă bucur foarte mult că editura Herald a adus-o pe piață, pentru că conținutul ei cred că este foarte relevant zilelor noastre. Este vorba despre narațiuni, despre mituri înțelese ca narațiuni fondatoare. Narațiuni care ne ajută să ne găsim identitatea, narațiuni care ne ajută să ne dezvoltăm. Joseph Campbell o spune în cartea aceasta, care este de fapt o culegere de conferințe, 12 la număr, toate dedicate temei mitului și în diverse declinări ale mitului, ale acestei mari teme. Dar Joseph Campbell o spune destul de la început, că mitul, de fapt, este ceea ce îl ajută pe om, pe individ, de fapt, să se maturizeze și să crească, să se maturizeze ca adult. Propriu zis, el spune la un moment dat, într-una dintre conferințele sale, un lucru surprinzător, un lucru care, pentru câteva secunde, mi-a blocat mintea când am citit prima oară. Zice, omul este o ființă care se naște cu 10-12 ani mai devreme, cu 10-12 ani înainte. N-am înțeles inițial cum adică se naște cu 10-12 ani înainte. Cu 10-12 ani, de fapt, înainte de a se naște cu adevărat, de a veni în lume. El explică, de fapt, că omul, datorită unui creier foarte complex, care are nevoie de un timp mai îndelungat de maturizare, vine pe lume, dar are nevoie de protecție, are nevoie de, propriu zis, un al doilea pântece. Iar acest al doilea pântece, explică el, este familia, este spațiul social în care este inserat. Iar familia aceasta nu doar că îi oferă protecție fizică, dar îi oferă și o protecție psihică. Îl face, de fapt, îl pregătește să se descurce în lume. Ori, ca să-l pregătească, de fapt, iar această pregătire pentru lume vine, de fapt, prin intermediul narațiunilor, prin intermediul poveștilor, prin intermediul miturilor.
De aceea, noi când ne naștem fizic în această lume, spune de fapt Joseph Campbell, nu suntem născuți cu adevărat. Mai avem de o nevoie de o perioadă de gestație, care durează 10, 12, 12 ani, cam până la începutul, de fapt, pubertății, începutul adolescenței noastre, când începem să dăm nas cu nasul de lume cu adevărat, și până atunci suntem ținuți în acest vas conținător al familiei, care ne pregătește de viață prin povești fondatoare. Povești fondatoare care sunt, spune el, puse în scenă cu ajutorul ritualurilor. Ritualul, spune el, este extrem de important pentru că, de fapt, ne ajută să trăim un mit. Zice Campbell, miturile sunt suporturile mentale ale riturilor, iar riturile sunt punerile în scenă concrete ale miturilor, de fapt. Cred că observațiile lui sunt extrem de provocatoare și extrem de, vine să zic, urgente pentru noi. Pentru că trăim într-o societate în care nu prea mai avem povești. Sau avem, cum să spun, trăim într-o societate în care această poveste a dezvrăjirii de povești a devenit cumva dominantă și pare că impune un fel de spirit totalitarist. Aproape că ți-e teamă să mai auzi de povești. Aproape că e de prost gust sau aproape că ești sancționabil dacă trăiești într-o lume a poveștilor. Sigur, a vorbi despre povești, despre mituri, nu înseamnă a refuza, de pildă, limpezimea discursului științific. Avem nevoie de limpezimea discursului științific. Doar că limpezimea discursului științific, de pildă, nu ne învață cum să ne purtăm o societate. Nu ne învață cum să ne înfruntăm fricile. Cum să înfruntăm marea teamă a abandonului. Marea teamă a morții, să zicem, de asemenea. Nu ne pregătesc. Avem de aceea, de fapt, de nevoie de narațiuni, iar Campbell de foarte multe ori ne pune în fața acestei supreme narațiuni, despre care vorbește de asemenea pe larg într-o altă carte pe care voi ați publicat-o, cred că cea care a deschis această serie a lucrărilor lui Joseph Campbell, Eroul cu 1000 de chipuri, ne pune de fapt în fața narațiunii călătoriei eroului, adică acelui care pleacă de unul singur în căutarea smereniei, smerenie înțeleasă ca asumarea propriilor limite, nevoia de a primi ajutorul, nevoie de a primi un sens suplimentar care să-l întreacă la o altă etapă a ființei noastre. Toată această mare, de fapt, narațiune, de pildă, a eroului și a călătoriei eroului este una care ne pregătește de viață. Nu vorbim despre eroi pentru că fugim de lume, pentru că lumea este prea urâtă și vrem să ne o colorăm cu figuri mitice. Nu. Vorbim despre eroi ca să ne pregătim pentru lume. Mergem la filme cu eroi în zilele noastre, pentru că filmul în mare parte a înlocuit sau a devenit genul de narațiune predominant. Mergem la filme nu pentru că vrem să mai fugim și noi în weekend de această viață plină de griji. De multe ori facem asta, credem că facem asta. Dar de fapt, mergem la filme, ne încărcăm cu narațiune. Adică, ne încărcăm cu, luăm aminte de existența răului, că răul de fapt se întâmplă, că provocările se întâmplă, că ne pot lovi, groaza ne poate cuprinde. Ne poate cuprinde pentru că ne vedem limitați în fața interacțiunii cu această formă de rău. Dar mai învățăm ceva. Învățăm că răul poate fi înfruntat. Că putem avea sorți de izbândă. Și ne întoarcem montați de la film. Am văzut un film bun în seara aceasta. Dar nu e vorba despre destindere. Este vorba de fapt despre o narațiune. Ne așezăm la foc și ne spunem povești. Acum nu ne mai așezăm la foc. Ne așezăm în fața ecranului
și privim povești. Dar acestea sunt miturile noastre contemporane care rezistă în timp și de care avem în continuare foarte multă nevoie. Iar această transformare pe care, prin care omul trece, potrivit lui Campbell, nu până la 10-12 ani, de fapt ne însoțește viața întreagă și o spuntează și el. Fiecare moment al vieții noastre are de fapt nevoie de povești de susținere. Povești care ne arată că ne confruntăm cu dificultăți, că aceste dificultăți pot fi înfruntate și că există soluții. Există răspunsuri. Uite, la începutul discuției noastre spuneam că Joseph Campbell pledează pentru o societate care să-și prețuiască și să-și păstreze miturile vii, pentru că astfel ea își trage seva din zonele cele mai sănătoase și mai bogate ale spiritului uman. Deci, iată, avem nevoie de aceste mituri. Acum vin și mă întreb și te întreb și pe tine. Crezi că un copil pe care, trebuie să o spunem direct, societatea nu l-a pervertit în niciun fel, sau poate prea puțin, da? Un copil este mai aproape de lumea aceasta a miturilor, de lumea basmelor, a poveștilor, și că tot vorbeai despre acea renaștere, un alt tip, de fapt, de renaștere, după 10-12 ani. Mă gândesc că Joseph Campbell se referea la un soi de maturizare emoțională, maturizare spirituală. Adică noi fizic ne naștem, dar că există acest decalaj de care pomeneai tu, de 10-12 ani, și că, iată, unii oameni se maturizează poate ceva mai târziu. Și atunci mă gândesc, copilul în puritatea lui este mai aproape de tot ce înseamnă mituri și de tot ce înseamnă bast și poveste, față de omul adult care, până la urmă, trebuie să recunoaștem, prin ceea ce trăiește el zi de zi, și prin felul în care acționează asupra lui socialul, societatea, el cumva cred că se îndepărtează de zona aceasta a mitului, a mitologiei, a poveștilor. Unii oameni și-ar dori să revină la statutul de copii, să mai trăiască sentimentul acela, se află în fața unei povești. Știi cum vine să răspund? Vine să răspund așa, cu o formulă ușor paradoxală, și anume, copilul nu este mai aproape decât un adult, copilul nu este mai aproape de mituri. Nu este mai aproape. Dar în același timp nu este nici mai departe. Sau nu este mai aproape, dar adultul e mai departe. Asta cred că e formula corectă. În ce sens? Copilul este mai aproape de inconștient în termenii psihologiei analitice. Este mai aproape de inconștient, este mai aproape de lumea arhetipurilor. Conștiința lui nu este maturizată. Ca atare, el este mai ușor vizitabil de către marile teme ale imaginarului antropologic. Ca să citez aici pe Durand, se întâmplă adesea ca pe la vârsta pubertății, de pildă, copiii să aibă mari vise, cu teme de care n-au auzit vreodată, cu teme inițiatice pe care nu le-au întâlnit în vreun loc. Cum de se poate asta? Se poate prin această branșare la inconștientul colectiv. Omul adult, în același timp, este mult mai locuiește mult mai mult în conștiința lui, dar într-o conștiință mult influențată, cel puțin în prima parte a vieții de adult, cumva cam până la vreo 40 de ani, o conștiință mult influențată de nevoia de afirmare socială, de persoană, de masca, de rolul pe care vreau să-l îndeplinesc, de nevoia de a fi văzut, de nevoia de a fi admirat. Deci o identitate construită foarte mult pe baza dependenței de celălalt. Nu este o identitate și o în sensul autonomiei și al independenței. Deci este, ca să reiau, adultul trăiește într-un spațiu al unei conștiințe rigidificate și înguste, aș zice. Conștiință care încet, încet, e adevărat, în a doua jumătate a vieții începe să se lărgească. Copilul, spuneam, nu are
acest tip de conștiință, este mai expus câmpului inconștientului. Dar în același timp, deși este deschis către inconștient, nu este neapărat, ca să zic așa, receptiv. Adică nu există neapărat în copil nevoia de interiorizare a ceea ce, nu, de conștientizare, de interiorizare și de desăvârșire a ceea ce este primit venind, să zicem, din interiorul inconștientului sau pe calea miturilor. Pentru că, de fapt, copilul este dependent. El trăiește într-o stare de dependență și tinde către o stare de simbioză cu cei care îi oferă protecție, părinții, familia, societatea, în cele din urmă. Deci, copilul nu este un căutător cu adevărat. Ca atare, ca să te poți cumva hrăni cu adevărat de ceea ce miturile au de oferit, e nevoie de o atitudine conștientă orientată către acestea. Evident că la vârsta copilăriei noi suntem extrem de receptivi față de tot ceea ce vine prin poveste și prin simbol, pentru că poveștile conțin simboluri. De fapt, vorbesc un limbaj simbolic, miturile folosesc un limbaj simbolic. Un limbaj simbolic care exprimă mai bine arhetipul și ceea ce nu poate fi redus, de fapt, la nivelul conștiinței și prin concept. Dar, spuneam, copilul, deși este receptiv, deși este permeabil, nu este orientat, propriu zis, către poveste. Poveștile rămân cu el, sunt acolo, dar nu există atitudinea căutătoare a celui care cercetează, a celui care vrea să înțeleagă, să aprofundeze. Un copil poate fi atras de o poveste sau speriat de o poveste. De multe ori copiii pot fi îngroziți sau aterifiați de unele povești, ca atare se pot, nu știu, ascunde de cartea care ilustrează poveștile respective sau pot dormi cu cartea preferată lângă ei. Înțelegerea, în schimb, vine mai târziu. Vine mai târziu, după această poate perioadă de înstrăinare de lumea poveștilor, abia la acea vârstă în care adultul începe să-și dea seama că tot ceea ce a construit la nivelul conștiinței nu este suficient. Și atunci învață, de fapt, să extragă sens din poveștile pe care le întâlnește. De pildă, că noi am mai vorbit, de exemplu, despre Iron John al lui Robert Bly. Tradus tot de voi, publicat la voi. Tradus de tine, să specificăm. E tradusă de tine și nu ne ferim să o spunem. Așa. Robert Bly în carte, îl comentează o carte, o poveste culasă de frații Grimm. Exact. Dar nu e un comentariu care este făcut pentru copii mici, cei de până în 12 ani, de fapt. E, de fapt, o poveste care este readusă adulților care au nevoie de data asta să înțeleagă poveștile copilăriei, marile teme mitologice, să zicem. Asta ne arată foarte mult că avem nevoie de o astfel de apropiere conștientă de simbolul pe care mitul îl aduce. Fără asta, suntem pierduți. Nu e suficient să fim doar receptivi, cum este copilul, și dar este important că există această receptivitate care ne spune că există bine, există rău, că există un conflict, un antagonism, că apare o provocare, că e implicată ideea de dezvoltare, de evoluție. Copilul rămâne cu toate aceste lucruri, dar încă nu le trăiește, încă nu le înțelege. Există apoi poate o perioadă de înstrăinare de acest univers al miturilor și al poveștilor, în care adultul are treburi mai importante, după care își dă seama că treburile astea mai importante, de fapt, sunt importante, dar nu sunt așa de importante pentru sufletul lui. Exact. Și are nevoie de niște hărți. Iar miturile sunt hărțile, de fapt. Își dă seama că, stai puțin, în povestea aceea cu Ulise e vorba despre mine și eu am rătăcit așa. Nu? În poveștile în care vrăjitoarea trebuie păcălită, parcă mă regăsesc un anumit tipar comportamental. Poate că și eu trebuie să învăț să păcălesc vrăjitoarea.
uite ce chestie, poveștile ne dau rețete, sunt hărți călăuzitoare. Și de fapt, cum spunea James Hillman, și o să mă opresc aici, pentru că recunosc că tot citind acum din Campbell mi-am tot adus aminte de Hillman. Hillman are un text foarte frumos, o carte care se numește Healing Stories, și în care spune că de fapt psihoterapia înseamnă de fapt, printre altele, spune psihoterapia înseamnă de fapt a ști să spui povești vindecătoare. Sunt povești vindecătoare și călăuzitoare, iar mitul asta face și ne învață cum să trăim acest conținut al poveștilor cu ajutorul ritualului. Pentru că ritualizându-ne viața înseamnă de fapt să aducem în interiorul ei sensuri care nu sunt imediate, sensuri pe care le poartă miturile. Și ca atare, în gestualitatea noastră, care nu este, repet, necesar pragmatică, nu are o urgență în cotidian, se ascund sensuri care îmbogățesc și dau, de fapt, putere și vitalitate vieții noastre. Dragilor, a fost astăzi alături de noi Andrei Găitănaru, psihoterapeut istoric al ideilor, și iată, am vorbit despre mituri și despre felul în care se raportează omul modern, omul contemporan, la mituri, pornind discuția noastră de la ultima carte a lui Joseph Campbell, publicată în portofoliul editurii Herald, noutate editorială, este vorba despre mituri care ne învață să trăim, o carte publicată în colecția Arhetip, carte a lui Joseph Campbell, așa cum spunea și Andrei Găitănaru, autorul celebrului bestseller Eroul cu 1000 de chipuri. Îi mulțumim foarte mult lui Andrei Găitănaru pentru informațiile extrem de prețioase pe care ni le oferă de fiecare dată când realizăm un material video. Nu uitați, dragii noștri, să ne urmăriți pe pagina de Facebook a editurii Herald și pe canalul de YouTube Herald, unde găsiți toate materialele video cu invitații noștri. Cu îndemnul de a citi această carte, pe care iată vi-o recomandăm, vă dorim o zi frumoasă și lectură plăcută. La revedere!